Credincioșii ortodoxi, dar și cei greco-catolici, sărbătoresc în fiecare an pe 25 martie Buna Vestire sau Anunțarea Domnului. Blagoveștenia sau Buna Vestire ne aduce aminte de ziua în care Arhanghelul Gavril a vestit pe Fecioara Maria că îl va naște pe Isus. Este sărbătoare mare în toate bisericile care poartă acest hram, cum este și Biserica Buna Vestire din municipiu, situată pe pietonala Mircea cel Bătrân. Aici credincioșii au asistat la Sfânta Liturghie și s-au rugat pentru sănătatea lor și a celor apropiați. De bine credinciosul popor rământei și de pretutinde, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașilor și ai satelor, și pe iubitoare de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Fiind în postul Paștelui, Buna Vestire este una dintre sărbătorile pentru care biserica acordă dezlegare la pește. De aceea, după slujba din biserică, credincioșii au dat de pomană pachete cu pește și fructe pentru sufletul celor decedați. Această sărbătoare mai este cunoscută în popor și sub denumirea de Ziua Cucului. Este ziua în care tradiția spune că va cânta cucul pentru prima dată și că este bine să mâncăm dimineața ca să nu-l auzim pe stomacul gol dacă vrem să fim feriți de necazuri. Biserica nu recunoaște aceste superstiții, ci îi îndeamnă pe toți credincioșii să meargă la biserică în această zi de mare sărbătoare.